Un grup parlamentar care susține unirea Republicii Moldova cu România se va constitui în luna februarie în Parlamentul de la București. Deputați și senatori de la toate partidele parlamentare își vor da mâna pentru a concura pentru apropierea dezideratului național care va duce Moldova în Uniunea Europeană. Grupul se va intitula Prietenii Unirii și până în prezent și-au anunțat dorința de a face parte din el peste 10 parlamentari. Printre ei se numără și deputatul și senatorul aferent Republicii Moldova, Eugen Tomac și Viorel Badea. Componența și statutul grupului se vor definitiva la începutul anului viitor, urmărind facilitarea integrării dintre Moldova și România în plan economic, energetic, de apărare, educațional, mass media, infrastructură, sociocultural, legislativ și instituțional. Prietenii Unirii își propun să susțină mișcarea unionistă pe cale legislativă de lobby, de reprezentare politică, prin acțiuni de imagine și de intermediere a dialogului cu celelalte instituții. Inițiativa formării grupului aparține platformei unioniste Acțiunea 2012. Membrii platformei vor asigura secretariatul grupului. Reamintim că sondajele de opinie făcute în România arată că 3 din 4 cetățeni ai României își doresc reunirea cu statul nostru. Un studiu făcut în luna noiembrie arată că efortul financiar în acest sens se va ridica la suma de 200 de miliarde de euro care va fi recuperată de către nou creată entitate statală după primii 8 ani după unire.